Bine ați venit într-unul dintre atelierele Nopții Cercetătorilor propus de Facultatea de Teologie din Sibiu, de data aceasta în acord direct cu unul dintre colegii noștri de la Facultatea de Arte, de Teatru în primul rând, prodecanul facultății de acolo, domnul Florin Coșuleț, care îi zic, Florine, bine ai venit în studioul nostru improvizat peste țări și mări. Mulțumesc de invitație, Părinte! Să le spunem care ne privesc că suntem ajutați de colegii de la Doxologia și mulțumim lui Cătălin pentru aceasta. Am fixat în denumirea proiectului, atunci când am început să ne gândim la ce am face noi Noaptea Cercetătorilor, un dialog despre icoanele mărturiei teologice sibiene. Dar în timp, eu cred că vorbim despre teologie, vorbim și despre teologia teatrului și despre teologia ingineriei și despre teologia academică în general, care ne îndeamnă pe toți să fim un pic mai atenți. Părinte, îți propun un dialog pentru cei care urmăresc Noaptea Cercetătorilor la Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, să le arătăm cum gândesc un actor și un preot, sau dacă vrei, un preot ce s-a vrut actor și un actor ce s-ar vrea preot câteodată, măcar să se răcorească din când în când, asupra acestei teme legate de pedagogia vocației. Mă interesează foarte mult și trebuie să spun că înainte de, hai să-i spunem, emisiunea noastră, că până la urmă e o emisiune, am reușit să fac câteva filmări în Biblioteca Facultății de Teologie pe care le-am strâns în jurul ideii de o istorie a pedagogiei teologiei sibiene. Cred foarte mult în nevoia de pedagogie și de vocație. Tu cum gândești asupra acestui subiect? Oh, e mare lucru să ajungi să realizezi că poți să transmiți informația celorlalți. Eu am avut noroc în facultate, șansa să spun așa, că am avut un pedagog excepțional, profesoara mea de an, și o să încep cu ea așa abrupt, pentru că ne-a marcat pe toți cei care am avut contact cu dânsa, ne-a marcat profund și în ceea ce privește pedagogia, pentru că de fiecare dată ne ținea acolo, niciunul din noi nu plecam când ceilalți lucrau, tocmai ca să putem observa, să putem învăța mai ușor din afară cum stau lucrurile. Și vreau să vă spun ceva încă de la început. Atât de bine a lucrat cu noi în ale pedagogiei, încât la fiecare sfârșit de semestru, părinte, ne dădeam note nouă înșine și celorlalți colegi, și la final puneam față în față notele noastre și cu ale profesoarei. Niciodată, niciunul din noi nu a greșit nota. Cine era doamna profesoară? Doamna Adriana Popovici. Am înțeles. Eu știam, dar te-am întrebat ca să-ți aduc aminte, că mie mi-ai povestit și nu numai asta mi-ai povestit. Și atunci am stabilit noi că de aproape sunt pedagogiile acestea legate de vocație, teatru, medicină, teologie, deși ce nu mai e vocație astăzi, tot e vocație până la urmă. Cum simți ca profesor teatru? Cum ți se pare? E făcubil? Sigur că da. Cum să spun, nu văd teatru fără școală. Sunt actori care sunt autodidacți, ajung să, mai ales la film. Însă în comunicarea asta directă pe care ți-o oferă teatru pe scenă, ai nevoie de oareșcare rigoare, de anumite înțelesuri ale cutumei meseriei, ca să poți să nu ieși din albia predestinată a meseriei, să-i zic așa. Sunt anumite cutume care îi dau și originalitate și sens. O salvează ca artă distinctă față de celelalte. Ori asta nu poți să o înveți venind de acasă. Asta o poți moșteni de la cei care au primit-o, de la cei dinaintea ta. Și asta dă sens cumva pedagogiei în artă. Diferența de credință și teologie, adică credința poate să meargă așa cu darul de sus, dar teologia chiar trebuie muncită până la urmă ca să aibă smerenia necesară pentru a fi știință. Exact, despre asta e vorba, da. Am studiat foarte mult în ultima vreme și pregătit un material pentru anul trecut, dar și pentru anul acesta, ediția aceea despre care ți-am povestit în repetate rânduri, despre Horia Petra Petrescu, dacă ți-am aduce aminte, da. Textele lui din revista teologică, din revista teatrală, am descoperit și în revista teologică cum anii aceia, 1900-1918, au folosit și teatru ca o estradă de pedagogie socială în vederea cultivării conștiinței naționale. Te întreb, în pedagogia aceasta a teatrului, unde e locul lui Dumnezeu? Trebuie ascuns, trebuie revelat, trebuie dăruit? Cum e,
Eu, da, e complicat de explicat treaba asta, dar încerc cu sprijinul dumneavoastră. Profesiunea mea, să zic, teatrul, e o chestie de credință, ca și credința în sine, e o chestie de credință. Și fără credință, din punctul meu de vedere, nu poți să faci artă, dacă n-ai o credință. Ori, în ceea ce mă privește pe mine personal, nu știu alții cum își dirijează drumul sau cum își ajută drumul până la a se înțelege pe sine și rostul lor în arta lor, dar dacă îmi permiteți, mă compar așa, dacă îmi permiteți să mă compar cu dumneavoastră, drumul meu a fost altfel. Eu în copilărie n-am fost departe de biserică, plimbam cădelnița cu părintele Floroiu prin biserică și participam foarte activ la slujbe și am fost marcat de cultura mea, practic s-a dezvoltat ca și acestui neam, la biserică. Eu marile învățături le-am primit acolo, în tinda bisericii. Vezi ca mine răsturnat așa. Eu pe de la și pe ultima 100 de metri am, nu știu de ce, nu am urmat cum se aștepta probabil tot satul, obișnuiți cu mine fiind acolo să mult timp este au crezut. Bine că satul ăla e un pic mai mare, e Cristian de lângă Brașov, unde acum ești consilier local, nu așa am înțeles, ești consilier da, local. Da. Vezi că tot ai ajuns în slujba comunității, pentru că până la urmă cred că și preoția, și teatru, și politica locală, doar politica locală, e în slujba comunității. Și asta înseamnă foarte mult pentru mine. Păi, când am plecat, așa mi-am propus. Mi-am promis că o să întorc și n-o să, recunoștința față de cei de acasă nu o să fie o floare rară și o să le întorc tot ce am acumulat eu în anii ăștia și o să încerc să le îmbunătățesc celor de acolo viața spirituală, mai ales culturală, să zic așa. Și mi-am dat seama că făcând acest compromis, pentru că la felul meu de a trăi e un fel de compromis intratul ăsta în ghilimele în politică, practic eu nu fac politică, poți ajuta mai ușor fiind acolo, altfel gravitezi foarte mult în jurul lor și te bagă foarte puțin în seamă. Așa am făcut eu loc să mă bagi în seamă ca să pot să fiu de folos. Uite, mă gândesc că până și asta este o utilizare pedagogică a vocației tale. Ai folosit o imagine folosită, construită în timp și care e pozitivă, slavă Domnului, în favoarea unei vocații de pedagogie socială până la urmă. Pentru că teatru, ca și teologia, sunt elemente de pedagogie socială fără niciun fel de îndoială. Fără niciun fel de dubiu și pedagogia, spre bucuria mea, am aflat acum că s-a dat o lege prin care școlile gimnaziale și școlile generale pot... elevii din aceste școli pot opta, sau și cred că și la liceu pot opta pentru cursuri opționale de teatru. Și asta mă bucură foarte mult. Aici mai există o singură problemă. Cine îndrumă acești copii și revenim la pedagogie și în ce fel? Pentru că asta va fi marea problemă, de fapt. Marea problemă. În gândul meu acum câțiva ani, și am și depus un proiect în sensul acesta, chiar la primărie, dar cine să mă asculte, aș fi vrut să fac un fel de tur așa al Sibiului prima dată și pe urmă al județului Sibiu, și în toate liceele să existe o trupă de teatru coordonată de un masterand la Facultatea de Litere și Arte la Departamentul de Artă Teatrală, care să facă tot felul de cursuri și cu profesorii mai ales, pentru că e important cum le induci celorlalți ideea de teatru. Chiar să spunem că nu urmau teatru cei care ar fi fost în trupa respectivă la liceu, dar un spectator avizat e un câștig enorm pentru teatru și așa mai departe. E și un ghimpe în coastă. E și un ghimpe în coastă, că uite, eu mă uit foarte critic la foarte multe din piesele de teatru pe care le văd, dar e preferabil un ghimpe critic pozitiv, care să te ajute să vezi mai bine viziunea integrată a teatrului în ceea ce înseamnă teatru. Sigur. Eu am admirat întotdeauna munca ta cu studenții tăi, ești pătimaș tare, ești așa, asemeni cu un duhovnic care își apără puii. Cum simți relația cu tinerii în acord cu pedagogia aceasta a teatrului sau, dacă vrei, cu vocația aceasta iconică, pentru că noi despre asta vorbim, de fapt, o icoană a mărturiei teologice sibiene. Și ții minte că noi stabilisem să vorbim un pic despre câțiva dintre pedagogii mari, începând cu Șaguna, continuând cu Zaharia Boiu,
cu Ioan Popescu, știu eu, cu Petru Șpan, lucruri pe care poate că trebuie să le predăm la un moment dat și studenților de la teatru, pentru că eu celor de la teologie am început să le vorbesc deja despre pedagogii teatrului, Horia Petra Petrescu fiind unul dintre ei mari realizatori de pedagogie socială asupra teatrului. Cum simți că se, de exemplu, Ion Popescu, care era herbartian, ucenic de al lui Herbart, marele Friedrich Herbart, pedagogul de la Leipzig, vorbea despre plasticitatea aceasta a cunoașterii pedagogice a omului, despre capacitatea pedagogului de a remodela caractere. Ai avut ocazia asta de a remodela caractere câteodată? Dincolo de caracterul tău la care știu că lucrezi tot timpul. Non-stop, tot timpul. Și chiar vorbeam cu duhovnicul meu că parcă e tot mai rău. Și îmi spunea, o, tată, se luminează treaba, nu te sperie, ești bine, se luminează acolo în interior și vezi ce trebuie. Că eram disperat la un moment dat, aveam senzația că lucrez și că tot mai rău e. Lucrând, dar de fapt m-a convins că e bine. Da, e, din punctul meu de vedere, pedagogia e o artă și parcă uneori e un lucru pe care trebuie să ți-l asumi mai mult decât profesia de artist. Acolo ești tu, răspuns pentru tine, pentru spectacol, lumea te înțelege sau nu te înțelege. Mă rog, nu e atât de complicat. Ori când ești față în față cu niște destine, cu niște caractere, iar la teatru, când e vorba de vocație, să-l ajuți pe cel din fața ta să se regăsească întâi pe tine, pentru că aici e de multe ori munca cea mare, în primul an cel puțin, în a-i reda tânărului din fața ta echilibru, pentru că vin la facultate cu tot felul de, eu zgură îi spun, zgură, pur și simplu, cum face centrala, că toți suntem la timpul activării centralelor pentru cei care stau la țară. E o zgură acolo care trebuie dată jos ca tânărul ce vine în fața ta să poată să o ia de la un nivel zero, să poată să se regăsească pe sine. Și am eu așa o deviză a lui noi, ca în mintea mea, am găsit-o la un moment dat, care spune că studentul nu e un vas care trebuie umplut, ci o vatră care trebuie încălzită. Ori până încălzești acea vatră extraordinară, care e omul din fața ta, trebuie să-l duci la un nivel curat al înțelegerii, ca lucrurile să se poată așeza bine și să poată prinde muguri adevărați și corect, să zic. Sau... Revin la obsedanta întrebare. E loc de Dumnezeu în asta sau trebuie să-i înțeleg pe unii dintre actorii care refuză bisericii ideea de Dumnezeu? Că ai văzut că în ultima vreme în jurul o nervură a actorii s-a revoltat cumplit. Dacă nu ești anarhic, nu ești actor. Dacă nu vociferezi, nu ești actor. Cum interpretezi asta cu sufletul tău de artist? Privesc cumva, e răvășitor așa, mai ales din interior, pentru un om care îi dă loc lui Dumnezeu. Vrea să-i facă cel mai mare loc acolo. Pentru că prin Dumnezeu și credința în Dumnezeu îi întorci oamenilor, treci printr-un filtru pe care tu nu-l poți avea ca om. Și atunci trecând prin acest filtru, totdeauna încercând să te raportezi la ceva care ți-e superior și care e perfect din punct de vedere al raporturilor, trecând prin acest filtru întorci sau ajunge la celălalt arta ta filtrată bine, curată. E ca un vin care are depuneri, gândul tău. Și dacă treci prin filtrul acesta al credinței, eu zic că la celălalt, spre folosul celălalt, ajunge filtrat perfect pentru treaba asta. E loc, dar nu pot să-i judec. Adică tocmai că e loc de Dumnezeu în arta mea, nu vreau să-i judec, deși extremele astea mă dor cumva, pentru că... Ce mă mai revoltă așa? Da, avem mulți prieteni comuni care ne-au întristat suficient de mult, dar avem și surprize între prietenii comuni care nu credeam să se recupereze atât de pozitiv în ceea ce privește discursul lor. Într-un fel sau altul, viața e ca teatru și teatru e ca viața și împreună alcătuiesc așa un fel de respiră. La un moment dat aveam un dialog cu cristolovenii mei și le-am scris așa
o epistolă, dar n-am mai trimis-o, că nu mă răvășeam lucrurile. Și se încheia așa: lăsați-mă să mă întorc la teatru, că viața bate filmul. Cam așa, da. Am vrut să-ți spun un gând. Ții minte că noi inițial am pornit proiectul acesta în speranța că vom putea aduce studenții de la teologie să recite poezii și studenții de la teatru să citească din marile teme ale pedagogiei Ardealului. Nu e pierdut timpul. Să spune că noi facem doar un preambul acum, un fel de, cum să-i spunem, uvertura la o piesă ce ne-o dorim să crească frumos. Eu i-am văzut pe studenții mei împătimiți de poezie, o împătimire din asta pozitivă, cu minte curată. I-am văzut și pe studenții de la teologie, de la teatru, care nu vin spre biserică în mod cert și caută sprijin, mai cu seamă când apar tulburările după primele două, trei roluri mai serioase, așa, și mai cu necucernice sau cucernice. Am reușit studenții de la teologie la teatru în câteva rânduri și din cordialitate profesională, dar și pentru că eu cred ce facem la Sibiu, sub bagheta maestrului Chiriac acolo, managerială cel puțin, nu doar regizorală. Simt la un moment dat că nu e așa de antagonic arta teatrală cu smerenia teologiei. Și din tot ce știu eu și știu câțiva actori măreți, cred că un actor care nu se smerește nu e actor, e doar vedetă și atât. Cum simți asta? Păi, în fiecare seară, înainte să intri, eu așa numesc fiecare apariție a noastră la 7, că deja sunt setat pe la 6, așa mă trec fior, chiar dacă n-am și acum, în perioada asta în care am jucat mai puțin, la ora 6 se activează ceva în mine, o spaimă că oare nu am spectacol în seara asta, iar la ora 7 intri într-un fel de spovedanie, pentru că dacă faci pe bune meseria asta, ea nu înseamnă altceva decât o mărturisire permanentă, seară de seară, către ceilalți. Și ori, e adevărat, tu vorbești cu un text care nu e al tău, însă asumarea textului, trecerea textului prin filtrul propriei personalități pentru a putea să crezi în treaba asta, nu e altceva. Și, de fapt, situațiile de scenă totdeauna sunt verificate cu situațiile de viață ale actorului. Sau unde nu se poate, slavă Domnului că sunt situații pe care nu le-a trăit actorul și speră din tot sufletul lui să nu le trăiască, le recuperează din lecturi, din cultură, din ce poate de pe lângă. Dar empatia asta socială, că pe la urmă n-are cum să nu treacă toată nebunia asta de pandemie și prin sufletul actorilor. Nu, simți și noi, că e marcată. Da, și asta sunt. Da, sau. Ziceam că totdeauna e verificată cu experiența personală. Ori, în momentul în care activezi experiența personală, chiar dacă sub masca personajului tu nu spui altceva decât lucruri despre tine, despre existența ta. Și e un fel de mărturisire. Bună, foarte bună, exorcizantă uneori. Vii cu dureri de cap, vii cu probleme sufletești și lumea te întreabă: măi, dar în momentele alea de trăire maximă, pentru că sunt spectacole foarte solicitante, nu ești istovit, ești, dar ce bine că ai dat afară fără să... E și o șansă actorului să se... Florin, am remarcat la un moment dat, un profesor de religie a avut examen de gradul întâi pe teatru la liceul agricol aici la noi la Sibiu acum câțiva ani. Era un grup de tineri care jucau teatru, era vorba despre viața Sfintei Maria Magdalena, Mariei Egipteanca, pardon. A jucat o fată de neaspăimântat cât de bine a jucat. Și țin minte și acum că o parte dintre ei, eu i-am încurajat să facă teatru, fata a terminat deja acte teatrală și lucrează de ani de zile deja, dar m-am uitat la ei cu câte ușurință au putut să joace religiosul, adică nu, n-a fost nicio problemă. Fata m-a uimit că ea juca în rolul unei îndrăcite. Aici nu mă bag, că ți-mi duci aminte de seminarul nostru celebru cu demonii lui Dostoevski și cu toate celelalte, când se pregătea punerea în scenă de la Teatrul Național. M-am gândit la un moment dat că copiii ăștia sunt tot timpul în liceu, în școală, sunt așa între două provocări. Nu zic dracul de o parte și Dumnezeu de alta, că nu se cade, dar au tentat tendința de a lua partea lui Dumnezeu tot timpul. E ceva curat în ei care merită menținut. O simți așa în generația nouă sau o constantizezi din când în când? Sigur că da, și am avut ocazia
chiar așa în taină, nu am făcut mare tamtam, dar am fost la multe workshop-uri, am participat la multe workshop-uri cu liceeni, cu copii de prin sate. Oricine m-a chemat, m-am dus și le-am vorbit despre teatru, despre artă, despre poezie în general. Și vreau să vă spun, părinte, că sunt atât de receptivi și încă o dată spun că nici generația asta atât de pusă în discuție și de blamată de unii care au ajuns la maturitatea înțelepciunii absolute și nu mai înțeleg nimeni, eu zic că sunt, e vina noastră, a oamenilor mai mari, mai maturi, că nu suntem în stare să ne adunăm odată, să ieșim din încercuirea asta personală și disperată de a face nu știu ce, habar n-am, că nu știu către ce tinde fiecare cu ambițiile lui personale, și să le oferim oamenilor ăsta, copiilor acestora, un cadru, o provocare. Atât au nevoie, de o provocare sinceră, și ei o iau de bună. Normal că dacă noi, cei care putem să ne jucăm un pic, să zic în ghilimele, cu mințile lor, oferindu-le o provocare, le dăm numai aberații și tâmpenii, normal că ei o să se scalde în treaba aia. E vorba, cum e ideea de botez. Ei se botează, se scufundă în chestia aia, nu? Ori dacă le ofer ceva cinstit și curat, acolo o să se bălăcească, într-un lac fain de munte, nu într-un desen animat stupid, că nici nu poți să-l urmărești, n-ai de ce. Nu are. Ai dreptate, îți dau dreptate total, pentru că am conștientizat și asta, că etosul educațional e mai important uneori decât educația ca atare. Una dintre teoriile pe care Nicolae Terchila, alt pedagog al facultății din Sibiu și mare iubitor de teatru de altfel, are un comentariu la teatru fantastic. Încerca să spună la un moment dat că în tot ceea ce facem ca oameni e nevoie de mai multă limpezime, dar luată inclusiv din mediul în care ne desfășurăm activitatea. Am descoperit în timpul cercetărilor acestora pe teatru un discurs pe care Miron Cristea îl ține înainte de a fi patriarh, era în vremea aceea încă episcop. Îl ține la blaj într-un context în care se prăzneau niște ani buni de la apariția mișcării teatrale. El spune la un moment dat că ceea ce eu am spus de la începutul pandemiei, dar înainte de a citi pe el, doar mi-a confirmat că încep să am dreptate câteodată. El spune că în orice investiție pedagogică, teatru fiind unul dintre ele, spune el, e important caracterul, nu suma de bani. Spune că noi nu o să ducem lipsă de bani, spune la un moment dat, nu de funduri vom duce lipsă, ci de caractere care să le gestioneze corect. Încep să cred că a avut dreptate. Care e exigența prima a unui pedagog de vocație în ce privește o educație de vocație? Cum o în primul rând să-l facă pe studentul sau pe învățăcelul lui conștient de importanța lui în acea profesiune. De faptul că are o responsabilitate, chiar dacă e la început, de multe ori compar, zic, Florin Zanfirescu, mare pedagog de teatru, nu e mai important decât tine. E doar la un alt nivel al importanței. Ori dacă faci, realizezi sau conștientizezi că faci parte din acea breaslă, cu toată responsabilitatea, tu ești cel care va fi în locul lui. Tu trebuie să duci mai departe treaba asta. Trebuie conștientizați la maximum în privința responsabilității pe care o au, nu doar din punct de vedere al succesului imediat și că trebuie să aibă succes cu un spectacol, ci că fac parte dintr-un anumit aluat și că nu au dreptul, odată ce au venit acolo, asta se poate extinde și la nivel uman. Odată ce ai venit pe lume, nu ai dreptul să strici armonia dintre oameni. N-ai dreptul să strici acel frumos pe care inițial pe care l-ai găsit acolo, ci trebuie să-l înmulțești și să-l, cum să spun, să-l îmbogățești dacă poți, dacă nu măcar să-l menții la un anumit nivelul la care l-ai găsit. Conștientizarea e în primul rând foarte importantă. Există o cheie pentru asta? Ce zici? Adică poți să găsești rapid cheia la fiecare persoană sau încă mai ai momente când stai încruntat și nu știi care e soluția? Găsești. Tocmai pentru că antrenamentul important pentru un pedagog, cel puțin vorbesc din punct de vedere al pedagogiei de teatru, e tocmai mobilitatea asta.
nu e o rețetă, nu înveți o rețetă și ea se aplică. Ci faptul că ești tot timpul mobil și că în fața ta nu ai o clasă, ci ai 12 caractere, cum e anul meu acum, anul întâi, și am un an foarte bun și așa mă bucur. Sunt foarte, foarte drăguți, sunt foarte implicați și dornici. Ar ieși prin ecran numai să ne vedem și să ne atingem și să ne rostim. Dar o să depășim și perioada asta și o să aibă ocazia să se manifeste. Începem cu filme și terminăm cu teatru, știi? Înainte începeam cu teatru și să terminam film. Acum începem cu filme. Da. Florin, eu am vrut să te întreb, noi am pus titlul acesta de icoane teologice sibiene. Care e teologul pe care îl admiri cel mai mult când citești? Ce îți place din ceea ce citești? Aici vreau să vă fac o mărturisire, că după ce am descoperit, am început să citesc teologie, să zic, cărți ale sfinților, viețile lor, mi-a fost foarte greu să mă întorc, sau am fost mult mai selectiv după ce m-am întors la beletristică, la autori mireni, să zic așa. Ridică nivelul într-un fel nebănuit. Intri, mai ales dacă ai oareșcare pregătire, pentru că altfel e posibil fără pregătire să nu simți la fel, dar mi-era frică chiar că nu o să mai pot citi mare lucru din mari autori ai literaturii, dar citesc, de exemplu, că ați pomenit de Maria Egipteanca, tocmai mi-am în ghilimele comandat o icoană, am găsit la cineva, la un iconar atât de frumos, am văzut o variantă a Mariei Egipteanca Sfintei, că n-am putut să rezist și am o mare, nu știu, slăbiciune să o numesc, nu știu cum să spun, o mare apropiere, o mare smerenie față de... Iar de citit, pot să-mi dau doctorat un sfinții închisorilor sau, mă rog, în problematica aceasta. Nopți întregi am stat cu ei și într-o zi când m-am dus la un recital de... M-a rugat cineva să recit ceva la Astra și l-am văzut pe Marcel Petrișor după nopți de stat cu ei în celulă și intrat la modul cel mai profund, la modul revelator, să zic așa, mi s-au muiat genunchii efectiv. Deci efectiv, la modul fizic mi s-au muiat genunchii când l-am văzut. L-am pățit la fel cu el. Da. Și de asta e trist, pentru că mai ales când se aruncă așa cu vorbe superficiale, aici e marea tristețe, că nu există dorință de a înțelege dincolo de micile știri care apar în privința acestor subiecte. La un moment dat m-a putut să fac o listă cu foștii absolvenți ai facultății care au făcut pușcărie. După 100 deja mi-era greu. După 100 da, da. Și ceea ce e remarcabil e că, de exemplu, printre puținii oameni pe care biserica i-a reținut ca fiind... cum se spune, icoană cadru, Nicolae Popovici, episcopul martir, nu, care nu era străin de Sibiu nici el. Părintele Arsenie este absolvent al Sibiului, printre altele. Nu mai spun alții, că nici n-am curat să înșir. Dar am conștientizat toată în plus că icoana de teologie, icoana de teologie, asta cu mărturie până la capăt. Și să știi că lucrez acum pe niște manuscrise ale lui Nicolae Terchilă, că vorbim de profesorul de Terchilă de pedagogie, sau lui Dumitru Belu. Dumitru Belu, care era profesor de omiletică, catehetică, de comunicare, de teatru, dacă vrei, de ambon. Era urmărit la un moment dat, a trebuit să-i găsesc dosarul, să vedem ce se spune despre el. Era atât de finuță aluzia la smerenia lui, încât se spuneau și cei de la securitate. Ca la Părintele Teofil. Știi, ca la Părintele Teofil, au spus despre el după un an întreg, 2 ani de urmărit. Nu au pătrat și eu, cu Bichir au publicat volumul. După 2 sau 3 ani de urmărire, au zis, domnul ăsta, n-ai ce să-i faci. Adică, atâta poate, e creștin și atâta poate. Da, e interesantă imaginea aceasta. Vezi o nevoie de a fi canonizat Sfinții Închisorilor? Cum o simți tu, creștin fiind? Nu te ispite, da. Te întreb. De ce simți? De ce crezi că ar trebui făcut asta? Pentru că sunt mărturii ale mărturii Sirii, să zic, au niște povești de viață încadrate în atât de multă demnitate umană. Întâmplarea, să zicem, că a făcut ca ei să
să-și manifeste această demnitate umană în cadrul acesta. Din punct de vedere politic al unora, discutabil, mă rog, nu intrăm în lucrurile astea. Vorbim aici doar de cum au rămas în demnitatea umană, indiferent de ce s-a bătut asupra lor. Și pe mine mă cutremură tot timpul prințul Ghica, când l-au luat băiețașii prin 60 ceva, când urmau să-i elibereze pe toți, să semneze acolo că se dezice de credință. Nu vreau ei să mai scoată o semnătură de la el. L-au plimbat prin oraș cu o mașină, arătându-i ce frumos e afară după 20 și ceva de ani de pușcărie grea. Și l-au momit cu tot felul de chestii, tocmai ca să renunțe la demnitatea lui umană, să renunțe la credința lui de până atunci. Când a ajuns în biroul lui Crăciun, i-a zis: mă puteți duce și mie până în celulă, vă rog. N-au avut cum. E foarte greu de atins. Da. Foarte greu de atins o astfel de stare. Am imaginea aceea părintele Ioan Iovan, batjocorit la Jilava, bătut, chinuit, înainte de a fi retrimis către Gherla, săracul a crezut că face și el o afacere, luându-și niște cătușe mai mici și mai cu lanțul, care se nefericire au cătușe americane, știi? Când trăgeai, se strângeau în jurul mâinii și se scurta lanțul. A căzut de câteva ori, l-a lovit gardianul de la terminat. Era chiar perioada aia post-procesului Țurcanu și erau mai înmuiați un pic, inclusiv delatorii. Și aproape că îl încurajau pe părintele Ioan de la Recea, că el e personajul, să-l pârască la comandant, să facă o plângere împotriva lui. Iar părintele Ioan, când toți așteptau să-l bodogăne, să zică ceva, s-a ridicat în picioare și a zis: iar eu, nevrednicul preot, cu puterea ce mi este dată, te ier și te dezleg. Mi se pare o libertate euharistică de-a dreptul asta, adică e mai mult decât convertirea cosmosului la Hristos. Și mă gândesc, dacă fiarele au fost îngenunchiate, îți dai seama că mulți dintre deținuții politici au fost ca Daniel în groapa cu lei, n-avem nicio îndoială din asta. Știi caz de actor în caut de ceva vreme? Știi vreun caz de actor întemnițat? Ai așa în minte? Nu, unul anume. Deci n-am citit. Făituiți fără îndoială că au fost. Asta nu mă doresc. Mai ales cei care aveau părinții. Citeam în viața domnului Constantin Codrescu la un moment dat cât de greu i-a fost hușanului să se așeze în liniște. Îl șicanau tot timpul și l-au șicanat tot timpul. Vezi, un om a ajuns la 90 de ani care poate să ne spună cu mâna pe inimă că în ciuda multor greutăți în viață, viața merită trăită ca atare. M-am gândit în repetate rândul la alți actori. Florin Piersic ne-a povestit, domnul Florin Piersic ne-a povestit la un moment dat, o să fie o surpriză plăcută, sper, pentru mulți, întâlnirea în care ne povestește despre cât de greu i-a fost, pentru că într-o vreme era chiar urmărit datorită evlaviei tatălui său. Era un om așezat, adică omul chiar avea ceva de zis. Dar în rest, să știi că cred că se obișnuiseră să joace teatru actorii. Da, e cam fentau, da. Să știți. Prima lecție de mărturie, eu am primit-o, ți-am mai povestit de câteva ori, cred că la teatrul ăsta cu Mobilă și Durere, înnebunitorul meu Mobilă și Durere, într-o noapte, într-o seară. Trăia Dumnezeu să-l odihnească, era personaj principal domnul Raț ăsta, mare, care a fost și la noi la Sibiu mai solid. Așa, Rățoi, Adrian. Așa, Dumnezeu să-l odihnească, un om fabulos, absolut remarcabil. Și la un moment dat am vorbit cu el după aproape 20 de ani despre momentul ăla. S-a tăiat curentul total, era un fric de crăpau lemnele în sală și ei ziceau replicile și noi răspundeam din sală și ne aplaudam unii pe alții. Deci mie mi s-a părut ca o liturghie. A fost prima dată în viața mea când am avut sentimentul real al comuniunii antifonice. Niciodată n-am trăit așa ceva. Și i-am văzut după aceea, i-am văzut ce pot. Cum, de exemplu, toți marii actori de la teatru muzical din Brașov duminica cântau în corurile bisericilor. Nu pentru banii ăia, în plus, sunt convins că păi făceau altfel dacă vreau. Ci pur și simplu, erau uniți acolo, îi simțeai că strâng echipa. Cred că uneori ne lipsește așa o presiune din afară ca să stăm mai uniți. Și o simt. Acum
COVID-ul ne-a unit iarăși, se vede. Ne-a unit, dar au mai scos la iveală și multe. Ceea ce nu e. Are o doză de exorcizare, vorba ta, știi? Pe de o parte, pe unii unesc, dar pe alții, că na, la situații de-astea mai speciale se vede omul și unii și-au dat în petec absolut, au scăpat voi în lucernă, cum s-ar zice. Păi spune ce mie, se împacă sufletul tău de creștin cu greutatea profesiei acestea de actor? Eu numai prin prisma asta am reușit. Adică nu pot să mă dezic de mine, cel care a crescut în biserică, cel care a primit o educație în sensul ăsta. Prima dată am jucat teatru la biserică eu. Am fost în Irozi, o făcea părintele cumva secret, sâmbătă, seara, pe vremea lui dictatorului. Făcea ser de povești așa, și făceam și piesa asta de teatru și am fost pe rând. Îngerul 1, Îngerul 2, Soldatul 1, Soldatul 2, fiecare an. Pe urmă, piesa, de fapt. Da, tot, Stratiot, toți craii la rând până am ajuns Irod. Acolo vroiam să ajung. Îmi plăcea la nebunie că îl vedeam pe cel care era, nu prea avea forță, nu. Ai, și când am ajuns acolo, ai de mine ce m-am mai. Deci n-am cum să ar fi urât din partea mea, cel puțin urât să mă dezic de toată educația pe care am primit-o și bucuria pe care am primit-o, pentru că acolo am învățat ce înseamnă muzica, cântând în corul bisericii, ce înseamnă muzica corală. Eu ascult muzică corală mai mult decât jazz. Adică mi se pare incredibil. Am reușit la un moment dat, făcând un festival la Cristian, să aduc corul Armonia de la Coral Armonia de la Constanța. Tocmai în sensul ăsta. E o mare bucurie. Ori se spune că acum ai paroh pe părintele Sorin Dobre, care e colegul nostru, nu de da, universitar, profesor de muzică. Se leagă lucrurile. Clar, dar nu pot. Eu din punct de vedere nu pot să funcționez altfel. Da. Eu simt așa că, într-un fel sau altul, de fapt, misiunile noastre se întretaie exact în pedagogia și nevoia copiilor ăsta de cuvânt bun. Și teatru și biserica poate aduce un cuvânt bun, lumine bune de astăzi. Și cred că avem obligația asta, pentru că știi ce mi s-a părut foarte important? Vorbind cu Silviu Biriș, vorbind cu domnul Vasile Muraru la un moment dat, adică au fost câteva întâlniri așa, am constatat că dacă reușim să smulgem un zâmbet cinstit chipurilor noastre rănite de moarte, tot am făcut ceva bun. Tot am construit o scară de salvare. Da, eu cred că lucrurile pot fi duse mai departe și sunt duse mai departe. Un spectacol de teatru nu e doar divertisment. Că așa vorbeam odată, a venit o doamnă la mine să fac niște cursuri de dicție cu fiul ei, care avea probleme. A uitat de el ani de zile și urma să dea bacalaureatul și nu putea să se exprime efectiv. Avea și niște probleme medicale și zic, doamnă, dar că s-a apropiat și de credință, dar nu merge decât marțea, când nu e lume și așa. Și zic, și vă pun și pietre așa calde pe spate și masaj la tălp sau cum faceți? Răutăciosule. Nu, dar când trebuie să te duci. Am așa, știu ce vrei să zici. Aici e marea greșeala noastră, că vrem să reducem totul la felul nostru de a fi, adică să ne facem noi propria noastră înțelegere în teatru. Hai să nu vorbim de credință, să vorbim de teatru. Mi-am adus aminte de ceva. Am stat cu ochii pe ea de la începutul emisiunii, o reeditat superb Montanie Eseurile și spune la un moment dat, zice, ne preocupă în despre experiență. Ce ne preocupă mai mult interpretarea interpretărilor decât interpretarea lucrurilor. Și avem mai multe cărți despre cărți decât orice alt subiect. Nu facem decât să glosăm unii despre alții. Totul colcăie de comentarii de autori, însă e mare lipsă. Să le spunem celor care ne-au urmărit în acest dialog pregătit pentru Noaptea Cercetătorilor, care sperăm să fie preluat și pe mai departe și pe care sper din toată inima să-l continuăm destinși și în alte condiții, ne
Mi-a preocupat pe amândoi astăzi relația aceasta, dar nu astăzi, azi e vârful icebergului, între teologie, vocație, teatru, educație, pedagogie, nu de ieri de azi. Simți că avem urgențe imediate, pentru că ne apropiem de finalul micului dar pe care am încercat să-l facem celor care iubesc Universitatea Lucian Blaga. Care ar fi gândul prim care îți vine atunci când vorbești despre universitate, academie, învățământ, pedagogie? Păi asta e viața mea de când am intrat în Lucian Blaga. La un moment dat spuneam că m-au marcat foarte mult cuvintele astea. Sunt foarte legat de această universitate, dar păstrând ideea temei noastre, e mare nevoie de pedagogi buni care să îi ajute pe tineri să facă diferența dintre vorbă în vânt și cuvânt, dintre a auzi și a asculta, dintre a vedea și a privi, numai câteva lucruri fundamentale pe care orice pedagog sau orice tânăr ar trebui să fie ajutat să și le asume. Și din clipa aceea, privirea către ceilalți, către lume, raporturile cu tot ceea ce îi înconjoară se vor schimba absolut, din punctul meu de vedere. Mulțumesc foarte mult, Florin Coșuleț, și mi-ai oferit un coș de prilejuri de meditație și sper că și celor care ne vor urmări, pentru că, după cum știi, noi suntem colegi în echipa organizatoare a nopții cercetătorilor și că noaptea asta s-a luminat și a trecut pe online. Din toate inima îți mulțumesc foarte frumos, un șapeau așa de copă șagunian către un actor șagunian și sper din toate inima să putem să le spunem oamenilor că iubim de fiecare dată și în acest fel al celor doi pedagogi care încercăm să creștem frumos pe generațiile viitoare. Florin, mulțumesc frumos! Salut către colegii de la Litere, nu doar de la arte, ci și de la arte, și o îmbrățișare mare pentru studenții noștri și de teologie și de actorie și de teatrologie, să-i spunem așa într-un termen pompos, în speranța că ne vom vedea față către față și vom reuși să ducem proiectul nostru până la capăt. Îți mulțumesc foarte mult! Și eu vă mulțumesc din suflet!